Directorul Direcției de Sănătate Publică Suceava, doctorul Alexandru Lăzăreanu, a spus că nu sunt probleme la secția de anestezie și terapie intensivă din unitatea județeană, unde există 6 aparate de ventilare pentru cazurile grave cu probleme de respirație. Un astfel de aparat a fost trimis la Iași la solicitarea medicilor de acolo. Lăzăreanu a catalogat ca fiind corectă trimiterea unui aparat de ventilare la Iași în condițiile în care cazurile severe de gripă nouă și nu numai din județul Suceava sunt trimise acolo. Lăzăreanu a precizat că decesele cauzate de virusul AH1N1 din județ s-au datorat faptului că bolnavii au venit prea târziu la medic și nu pentru că medicii ar fi fost depășiți de situație. Din păcate, cazurile erau depășite medical atunci când s-au prezentat la medic, iar la noi nu se pune diagnosticul de caz depășit. Au venit în faze terminale și 3 zile, dacă stai acasă, poate fi fatal. Degeaba mai vii dacă nimeni nu mai poate face nimic, a menționat doctorul Lăzăreanu. Până acum, în județul Suceava s-au înregistrat 408 cazuri suspecte de gripă nouă, 197 fiind confirmate de Institutul Cantacuzino din București, iar 16 au fost confirmate clinic prin contactul cu bolnavi contaminați sau consult. De asemenea, au fost consemnate 11 decese, majoritatea survenite pe fondul obezității și a unor boli cronice preexistente.